Din alte zări de soare pline, pe unde ați fost și voi, străine, veniți, dragi păsări, înapoi. Veniți să mai plecăm și noi. Sunt Doru Pârcălabu și vă invit să ne luăm astăzi la trântă cu enigma dropiei. Dropia nu este o pasăre migratoare. Ea a plecat și nu a mai venit. Până într-o zi, când a hotărât să se reîntoarcă în câmpia română. Când, unde și de ce a făcut-o, aflăm de la martorii evenimentului. Cronologic vorbind, cred că te-a apărut jurnaliștii, după aia comisia de anchetă și la urmă de tot Dropia. Eu știu dacă e ceva cu terenurile lui domnul Băsescu, dar de acolo a venit. Eu m-aș bucura să vină Dropia asta la noi în comună, să rămână. Chiar m-aș bucura foarte tare. Dar mie mi se pare că ceva nu e curat la mijloc. De aceea am și trimis paznicii de vânătoare să numere toate dropiile. Că dacă Dropia asta se întoarce la noi în comună, oamenii mă votează sigur. Păi am câștigat o primăria câte 2 pui de persoană și noi câștigau câte o dropie. Mai ales că am auzit că se fac niște recituri de dropie. Neam de neamul neamului nostru. Tata, bunicu, tata lui străbunicu, bunicului lui bunicu, toți am fost gonaci de dropii. Claro, că este motiv să te lauzi, parcă ar fi fost principii. Taci de în gură. E fata mea, s-a întors acum din Italia. A apărut și ea pe meleagurile noastre exact la fel ca dropia. De ce vorbești despre mine? Vorbește despre ea. Despre cine? Despre... cum se cheamă? Despre dropia. Vă spun eu, de când s-a făcut celebra la vânzarea de terenuri, Angelo, fostul proprietar, a plecat la Italia. Dar de ce vorbești tu despre Angelo? Ei, de ce? Vorbește despre dropie. Gonăcitul la dropie este cel mai greu din lume, după gonăcitul la cocoșul de munte. Necă, ai și fost tu la munte de multe ori. Păi am fost, să știi că am fost. Ai fost. Ascultați-mă pe mine. Dropia este cea mai frumoasă pasăre din lume. Când s-a născut ea, am vrut să-i punem numele Dropia. Și n-a vrut maică să dă. Cred și eu. Pe mama o cheamă Făzănica. Și nu-i frumos? Eu prima dată am crezut că este struț. Da, și eu. Umbla o vorbă în sat că ar fi animalul de companie al lui Ioana Băsescu. Sau al lui doamna Udrea. Mai ascultă treaba aici. Doamna Udrea poartă pantofi de struț, nu poartă struțul după ea. Și oricum pasărea asta de când a venit cercetează locul. Eu cred că vrea să stabilească aici. Și eu la fel. De 2 săptămâni alergăm după ea ca să... Să-i punem număr de inventar. Așa. Păi la noi, în domeniul nostru de vânătoare, niciun animal nu există fără număr de inventar. Că altfel nu iese la numărătoare. Uite, de exemplu, la iepuri am plus, da. Iar la potârnici am minus. Minus? Deci eu, ca braconier, m-am săturat de potârnici, de fazani, de iepuri. O dropie. Ar fi cu totul și cu totul altceva. Am citit la Mihail Sadoveanu că ai satisfacție maximă când vânezi dropie. Iar la mine satisfacția ar fi dublă pentru că braconez, adică fac ceva interzis. Am mai citit și Fratijder, unde zice că dacă vânezi bouri, ai cea mai mare satisfacție. Dar eu, unde să braconez bouri? Legenda spune că pe vremea lui Ceaușescu oamenii aruncau în dropii cu pietre. Asta pentru că pasărea, deși putea să plece oriunde, se încăpățâna să stea în România. Să fie lapidarea adevăratul motiv al dispariției dropiei? Să ascultăm vocea specialistului. Să ne întoarcem puțin până la Alexandru Odobescu și al său tratat pseudo-kinegeticos. Auziți cum sună kinegeticos, cum se aude cântecul epidaului în acest cuvânt. Să ne întoarcem și să aflăm că dropia, pe numele ei latin Otis tarda, era cea mai mare pasăre zburătoare din lume. Deci, era normal să fie animalul preferat de Crăciun al țăranului român. Dar țăranul român, în ingratitudinea lui ancestrală, a început să taie porcul. Așa că dropia s-a supărat și a fugit de pe pământurile sale. Sau cel puțin, eu așa am înțeles din pseudo-kinegeticos.
che buscio cacchi ne tragudisis in epidrepole io non nissi su delfini delfinacchi. Știi ce mă gândesc? Mă gândesc să iau un dropioi la mine acasă. Îl declar maidanez și îl adopt eu de la primărie. Și acasă am o găină rea de muscă cu care dropioiul poate să umple cu ibarul de ouă de dropie. Și apoi vă dați seama, în campanie clar câștig din nou. Cine mai dă ouă de dropie, nu? Mă gândesc chiar să-l chem și pe domnul Țiriac să facă aici un fel de balc al dropiilor. Dar unde sunt paznici ăstea, măi, frate? Ce se întâmplă de nu mai vin? Doar nu o fi mâncat-o. Meseria la braconat dropii este să știi cum să te apropii de ele. De exemplu, iarna. Este foarte simplu, pentru că ele patinează, înțelegi? E poleu pe jos. Vara, în schimb, frate, e belea. Păi, cum te văd, cum o rupe la fugă? E ceva... Băi, asta e, mă. N-ai văzut vreo dropie? Sau le-ai mâncat deja? Ia deschide gura, mă. Dar ce sunteți voi, băieți? Ornitologi? Suntem, a? Băi, suntem paznicii domeniului de vânătoare, băi. Exact cu voi aveam treabă, mă, băieți. Deci fiți atenți aici la mine o problemă. M-a trimis domnul Țiriac că vrea să știe cam câți mistreți sunt aici la voi. Mistreți? Da. Avem 78 de mistreți. Băi. Da, avem 77 de mistreți. Auzi, șeful, dar oare domn Țiriac n-ar fi amator de niște dropi? Țiriac amator? Da, mă, băieți! Țiriac e profesionist, măi! Acum, dacă tot a reapărut, vă aștept pe toți la o piftie de dropie. Bunicul meu zicea că nu se există ceva mai bun pe lume. Eco, abia a apărut pasărea aia săraca și el deja vrea să o facă piftia. Nu că e proastă ca și mine că s-a întors. Știți care e spaima mea cea mai mare? Ce? Dacă acum a reapărut dropia, oare nu cumva are să reapară și dinozaurii? O să-i faci piftie și pe ei, e simplu pentru tine. Basta, eu am plecat la Italia, la Angelo. Ne mai vedem la Paște când o să ciocnim o ușoară de dropie. Nici nu te salut, ciao! Ciao, poftim. Ce știe ea cine a fost mai întâi, oul sau dropia? Dacă a crescut uitându-se numai la fetițele Powerpuff, ce să faci? Ce a fost mai întâi? Oul sau dropia? Cui povodești? Să lăsăm aceste lucruri minore și să ne întoarcem la dansul nupțial al dropioiului. Acest dans care se numește nunțitul sau votitul, care se pare că e cel mai spectaculos dans nupțial păsăresc din această lume. Chiar și tabloidele din această cauză ar putea câștiga prin întoarcerea dropiei. Mă și gândesc la niște titluri. Mamă, dropioiule, ce-ți mai place să votești? Sau ciulinii au rămas tablou la vederea scenelor fierbinți. Cert este faptul că legenda spune că în nopțile cu lună plină, în băbăgan, se pot auzi strigătele pline de extaz ale dropioiului sau poate că sunt strigătele de plăcere ale vânătorului. Nu este pe lume plăcere mai mare decât vânătorul și dropia lui. Dropia. Iată cum dropia este așteptată la noi mai ceva ca americanii sau ca mai nou chinezii. Pasărea nici n-a venit încă în România, dar ea este deja trofeu, răcitură, agent electoral. Încă o dată vindem pana dropiei din câmpie. Sunt doar o pârcălabu și aceasta a fost trânta cu enigmele. A câștigat cineva ceva? Eu nu.